Bine v-am regăsit, români de pretutindeni, noi teme de actualitate la un doctor pentru dumneavoastră. În această seară avem mai multe teme, diagnostic, prevenție și tratament în cancerele ginecologice. Desigur, vorbim de cancerul de sân, de cancerul de col uterin, o să vorbim și de cancerul ovarian și vorbim și de afecțiunile autoimune și inflamatorii care pot afecta sănătatea în partea a doua emisiunii noastre. Vă spun că este o emisiune interactivă, așadar așteptăm întrebările dumneavoastră la numerele de telefon afișate pe ecran din acest moment. Liniile noastre telefonice sunt deschise. De asemenea, suntem live pe Facebook, pe pagina noastră Un Doctor pentru Dumneavoastră, dar și pe pagina de Facebook a TVR Internațional. Și nu uitați nici de platforma tvrplus.ro, acolo unde puteți vedea emisiunea noastră live, la secțiunea live TVR Internațional. Și vreau să mulțumesc ca de fiecare dată tuturor telespectatorilor care sunt foarte activi pe Facebook și ne scriu. Vă mulțumim, de peste 15 ani suntem prezenți în casele dumneavoastră, medici de marcă din țară și din străinătate vin în fața dumneavoastră cu teme cât mai diverse. Și vă spuneam, diagnostic, tratament și prevenție în cancerele ginecologice, dar și Race for the Cure. Invitații noștri din această seară, Cătălina Negară, director executiv Fundația Renașterea, bună seara și bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara și mulțumim dumneavoastră, mulțumim TVR pentru încă un an de parteneriat în care ne sunteți alături în misiunea noastră de a informa cât mai multe femei despre importanța prevenției și a controlelor medicale periodice. Vă mulțumim și noi, doctor Dragoș Median, medic primar, oncologie medicală, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie Filantropia, membru certificat al Societății Europene de Oncologie Medicală, al Balkan Union Oncology și al Societății Americane de Oncologie Clinică, câștigător al IOM Young Investiture Award 2006, premiu acordat de Asociația Italiană de Oncologie Medicală. Bine ați venit la Un Doctor pentru Dumneavoastră. Bună seara! Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc și desigur voiam să începem cu statistici. Cancerul de col uterin, al treilea cel mai întâlnit neoplasm la femeile din România, a crescut incidența cancerului ovarian la fetele sub 18 ani, cancerul de sân, cea mai frecventă cauză de cancer la femei. Desigur, o statistică și a Fundației Renașterea, anual peste 9600 de femei din România sunt diagnosticate cu cancer mamar și voiam să citesc chiar și o declarație mai de mult a dumneavoastră. Soția mea mă înțelege perfect. Este tot medic, lucrează în imagistică, în special mamografii și se confruntă frecvent ea însăși cu astfel de drame. Săptămânal o femeie dintre pacientele sale este diagnosticată cu cancer la sân. Așadar, voiam să vă întreb... Doar un mic procent dintre femeile cu cancer la sân, cancer ovarian, cancer de col uterin, ajung la medic și nu pot fi descoperite într-o fază incipientă când încă se mai poate face ceva. Acum trebuie să înțelegem că întotdeauna se poate face ceva și de fapt așa aș vrea să și încep și o să și închei cu un mesaj mai degrabă optimist și cu speranță. Întotdeauna se poate face ceva, doar că uneori se poate face ceva în sensul vindecării cancerului și alteori se poate face ceva doar în sensul controlului bolii și ameliorării calității vieții. Pe noi ceea ce ne interesează este să diagnosticăm și să tratăm pacienți care sunt în stadiu curabil, adică vindecabil. Persoane care au avut un cancer și care ulterior își continuă viața fără această boală. Dacă e un procent mic sau mare, e dificil de spus. Într-adevăr, este mai mic decât cel pe care ni-l dorim. Este mai mare decât cel de acum câțiva ani. Dar mesajul rămâne același. Există posibilitatea de a diagnostica precoce diverse forme de cancer, evident și cele la care v-ați referit dumneavoastră, cancerul de sân, cancerul de col uterin, mai puțin celelalte, și merită să ne folosim această șansă. Și avem Fundația Renașterea. Care este misiunea Fundației Renașterea? Un istoric de 22 de ani, dacă nu mă înșel, 1 octombrie 2001, data înființării. Mă gândesc cum vă implicați în prevenție și în depistarea precoce a cancerelor feminine. Ați menționat foarte bine și o să-i mulțumesc domnului doctor pentru că a început în tonul optimist. Noi așa ne-am început activitatea, cu un eveniment optimist în urmă cu 22 de ani,
deși am abordat o chestiune destul de tranșantă și neabordată până la acel moment. Problema cancerului de sân și posibilitatea de a preveni și a depista precoce această afecțiune. Cu un eveniment care marchează, iată, de 22 de ani acest simbol al luptei împotriva cancerului de sân, o iluminare în roza unei clădiri. Cu rolul de a aminti femeilor că a trecut un an și că trebuie să mergi să te programezi la controlul medical specific vârstei tale. Căci mamografiile, așa cum a spus și domnul doctor, se fac după 40 de ani. Dar din ce în ce mai mult în ultima perioadă, vârsta la care această afecțiune este depistată a scăzut. Noi la fundație, exact cum spunea și domnul doctor, avem aproape în fiecare zi în care facem investigații imagistice cazuri cu birați 4-5 care trage un semnal de alarmă și trimite pacientele la investigații suplimentare. Asta trebuie să rețină doamnele, că mergând la controle medicale periodice au șansa să diagnosticheze o potențială afecțiune în stadii incipiente cu șanse mult mai mari de vindecare și nu de control la boli, așa cum se întâmplă în cazurile avansate. Dar mai este și autopalparea și era o declarație a dumneavoastră că sunt țări precum Elveția unde poate screening-ul este înlocuit de această autopalpare. Practic, cum ajută ea în prevenție și ce semne poate să identifice? Bun, aș vrea să fac o diferență clară între prevenție, care înseamnă a preveni, a împiedica apariția unui cancer și asta se poate într-adevăr folosi termenul atunci când vorbim despre cancerul de col uterin, mai puțin de exemplu un cancerul de sân. Nu putem preveni boala aceasta. Sunt niște cazuri particulare când există mutații genetice, dar asta presupune chirurgie. Putem vorbi de depistare precoce. N-aș lua exemplu Elveției neapărat. Elveția e o țară extrem de bogată, cu o populație extrem de educată, care poate să renunțe și cred că a și renunțat între timp la programul de screening, dar nu e cazul României. Autopalparea este cel mai simplu lucru care poate fi făcut. Pur și simplu e o verificare, dacă vreți. Verific că totul e în regulă și atunci când la palpare o femeie sesizează că a apărut ceva în neregulă la un sân, e posibil să nu fie nimic serios, e bine să verifice de data aceasta cu ajutorul medical. Dar recomandarea de a folosi autopalparea este, dacă vreți, basic-ul. De fapt și de drept, recomandarea corectă pentru depistarea precoce a unui cancer de sân este mamografia. Sau, în anumite situații, alte investigații imagistice, ecografia mamară sau RMN-ul mamar. Dar cancerul de sân apare cel mai adesea la vârste peste 40 de ani, undeva în jur de 50 de ani. Și pentru aceste femei, mamografia este recomandarea de verificare corectă și de depistare precoce. Dacă vă referați exact ce ați spus de prevenția în cancerul de sân, mă și refer la mastectomia profilactică. Era un caz, Angelina Jolie, cred că a făcut turul de câteva ori al pământului, care a descoperit o genă, avusese cancer și mama ei și bunica și o mătușă și și-a făcut acele teste genetice. Se face așa ceva? Se poate face și în România. Determinarea mutațiilor genelor BRCA nu sunt singurele gene, acestea sunt cele mai celebre, la fel ca Angelina Jolie, doar foarte celebre. Nu doar genele acestea sunt implicate în apariția unui cancer de sân, dar există, din păcate, situații în care descoperim femei purtătoare de mutații BRCA și, într-adevăr, prevenția presupune chirurgie, mastectomie bilaterală sau ooforectomie, scoaterea ovarelor, care poate să aibă un efect preventiv și asupra apariției unui cancer de ovar și a prevenției unui cancer de sân. Dar totuși, vorbim de o populație extrem de redusă. Apariția mutațiilor acestora sau incidența mutațiilor e foarte scăzută în populație, 10%, să spunem. Nu asta e recomandarea de verificare în masă. Am înțeles. Vă întreb de Race for the Cure. Știu că este un eveniment cu un istoric foarte îndepărtat. Nu e de ieri, de azi, acest... Așa este. Acest eveniment are originile în America. Acum 40 de ani, în 1983, a fost lansat
de Susan Common Foundation, a venit în Europa la partenerii noștri de la Roma, care adună anul acesta a 23-a ediție, au avut peste 70.000 de participanți, iar noi în România suntem învățăcei lor la noua ediție, dar acum ineditul ediției de anul acesta, și mă bucur că suntem la TVR Internațional, este că românii noștri de peste tot din lume pot să se înscrie pe platforma europeană raceforthecure.eu, să aleagă ca și țară pe care o susțin România și implicit Fundația Renașterea, iar înscrierea lor ne va ajuta pe noi să deplasăm unitatea mobilă a Fundației Renașterea în zone cu acces limitat la servicii medicale și să oferim un test Papanicolau unei femei dintr-o zonă unde nu există posibilitatea de a face aceste teste. Deci, practic, astea sunt un fel de donații pe care le pot face și românii de aici, dar și cei din diaspora. Exact. Și putem fi o comunitate foarte mare. Ne bucurăm că încă din perioada pandemiei am avut această posibilitate de a ne înscrie și am avut echipe din Italia, din Spania, din Belgia, care s-au alăturat. Eu personal, aseară, m-am întâlnit cu o doamnă din diaspora, venise pentru o zi acasă și am mânat kitul de concurs. Deci oamenii simt că fac ceva pentru femeile din țara lor, participând la această cursă. Dar cum putem să ajungem la kitul de concurs? Dacă timpul este scurt acum, ei se pot înscrie pe site-ul raceforthecure.eu. Noi vedem că sunt din altă țară și fie înainte de cursă, fie după, putem să comunicăm cu dânsii și să le transmitem kiturile, fie rudelor din țară și ulterior către ei, sau direct în străinătate, suportând, bineînțeles, contravaloarea transportului. Urmărim un interviu cu chirurg oncolog Mirela Roman, care a fost prezentă anul acesta la Stop Cancer 2023, despre limfedem, dar și despre factorii favorizanți în cancerul de sân, în interviul următor. Limfedemul, una dintre cele mai frecvente complicații postoperatorii după mastectomie la femeile cu cancer mamar, a fost tema susținută la Stop Cancer 2023 de medicul Mirela Roman, chirurg oncolog în Bruxelles. Majoritatea chirurgilor sau medicilor îl neglijează sau îl ignoră. Dar, de exemplu, complicația cea mai serioasă și mai și irreversibilă este complicația brațul gros, limfodemul, care se cheamă limfodemul, pentru că o pacientă cu un limfodem de membru superior este considerată un mic handicap. De exemplu, nu mai poate să se îmbrace, nu poate, trebuie tot timpul haine mai largi, nu poate, trebuie să evite la soare, nu poate să meargă, trebuie tratamente intensive și urmărire regulate, ceea ce nu există în România. Nu pot să zic la ora actuală că numai după 50 de ani trebuie să-ți faci ecomamografie, pentru că poate apărea la orice vârstă și trebuie ascultat corpul. Ceea ce am remarcat din experiență și tot timpul întreb pacientul ce s-a întâmplat, de ce, pentru că pacientul câteodată zice nu știu de ce am cancer, eu mănânc sănătos, fac sport, nu fumez. Și eu zic, sunt alți factori care, mai ales în ultimul vreme, spun stresul. Stresul este un factor extrem de negativ asupra corpului, asupra celulei tumorale. Majoritatea cancerurilor de sân în ultimul timp, mai ales la tinere, au apărut după un șoc emoțional sau profesional, post-COVID, probleme familiale, probleme cu copii și nu apar imediat. Toată lumea are celule precanceroase, dar nu toată lumea se dezvoltă sub influența factorilor și imunității pe care le avem, unii fac, unii nu fac. Dr. Mirela Roman are stagii de pregătire în mai multe țări, dar nu a uitat niciodată România.
Mă simt cel mai bine acasă în România și în Marea Mureș. La mine acasă mi-am făcut chiar și casă special. Nu se știe niciodată, aș vrea să revin, poate revin cu soțul, că și el ar vrea cu Belgia, să revenim în Cluj, să facem ceva, să aducem experiența noastră pentru pacienții români. Am fost și în Franța și am fost voluntariat în Mongolia și atunci am operat timp de 2 săptămâni, non-stop, toate cancerele de chirurgie abdominală, pentru că eu am terminat chirurgia abdominală. Chirurgia sânului și ginecologică, m-am specializat în ultimii 2 ani. Medicii români sunt foarte admirați pentru că sunt serioși. Sunt serioși și muncitori. Am revenit în direct la un doctor pentru dumneavoastră și dumneavoastră, domnule doctor, ați fost la Stop Cancer 2023. Așa este. Manifestare extrem de interesantă în care colegii români din străinătate și cei români din România lucrează împreună. Și ați văzut ce spunea doamna doctor Mirela Roman și pe dumneavoastră vă întreb de factorii favorizanți. I-a pus în centru șocul emoțional, stresul de zi cu zi. Sunt factori favorizanți, să zicem, cu mai multe dovezi științifice în spate și factori favorizanți cu mai puține dovezi științifice. Acum depinde de tipul de cancer despre care vorbim. Despre cancerul de sân, într-adevăr, știm destul de multe despre mutațiile genetice, știm destul de multe despre istoricul familial care poate să aibă o influență, știm la fel destul de multe despre faptul că obezitatea are un efect, este un factor de risc extrem de puternic, fumatul, la fel, stresul este citat printre, dar sunt mai puține dovezi în acest sens. Pe de altă parte, ca să rămânem în zona aceasta a cancerilor ginecologice, cancerul de col uterin este un cancer determinat de un virus, de o infecție virală, un virus, nici măcar nu e o infecție, pentru că e un virus care în mod normal locuiește pe mucoasele noastre, human papilloma virus sau HPV-ul. Și aceasta e principala cauză, poate 99% dintre cazuri, de apariția unui cancer de col uterin. Și ar trebui cumva să ne folosim de lucrul acesta. Sunt țări cum e Australia, care a reușit printr-un program extrem de bine condus de vaccinare anti-HPV, mă rog, să eradicheze această formă de cancer. Nu știu dacă a eradicat-o complet, dar în tot cazul incidența este una măsurată în câteva procente. Alte tipuri de cancere, cum sunt cancerele de ovar sau cancerele de endometru, au cauze mai puțin clare. Și aici putem incrimina anumite mutații genetice, putem incrimina obezitatea, putem incrimina un dezechilibru hormonal, în general, să zicem, o stimulare excesivă estrogenică poate să ducă la apariția unui cancer de tipul acesta. Cunoscând cauzele, putem cumva să le manipulăm în sensul scăderii riscului. Știu că v-ați lovit de reticență atunci, a fost un subiect destul de controversat, mult timp, vaccinarea anti-HPV. Așa este. La primul contact al populației din România, în urmă cu foarte mulți ani, în 2008-2009, zicem noi, ca și, eu știu, organizație specializată în comunicarea cu publicul, că nu s-au respectat pașii principali. Trebuia lumea să fie informată, în primul rând, asupra beneficiilor și abia apoi să se înceapă programul efectiv de vaccinare, pentru că românii au tendința de a se considera cobai. Acum s-a dovedit eficacitatea acestor vaccinuri și vă pot spune că noi am început în toamna anului trecut o campanie de informare în 17 localități, nu în reședințele de județ, ci în localități mici, orașe mici. Am mers și am vorbit cu peste 500 de părinți, toți care au fiice cu vârsta eligibilă pentru vaccinare, iar reacția a fost cu totul alta. Și se vede și în cifrele care au fost făcute publice în luna februarie acestui an, când peste 100.000 de fetițe au fost vaccinate în nici 2 ani, ceea ce e foarte încurajator. Acum, crescând plaja vârstei până la 18 ani,
an și din dorința de a extinde și pentru băieți, avem și noi șanse foarte bune să ne aliniem cu statele enumerate de domnul doctor. Dar știu că ați mai avut o campanie, Adolescența Roz, dacă nu mă înșel, mai de mult. Așa este. Ce rezultate ați avut atunci? Adolescența în Roz a fost, de fapt, o strategie pe care am abordat-o în dorința noastră de a ajunge la mame prin fiicele lor. Relația dintre fiice și mame foarte este interesant. Una foarte apropiată, mai ales la perioada de adolescență. Și am mers în 11 licee din București cu o metodă așa mai creativă. Le-am vorbit despre importanța autopalpării chiar de la vârsta lor, adolescențelor, să-și cunoască propriul corp, spunându-le apoi cât e de important ca mamele, bunicile, mătușile lor să-și facă controlele medicale și să se ducă acasă să le convingă să se programeze la mamografie. Mă gândeam și la mentalități, domnule doctor, și pornesc de la mesajul unui telespectator, Diana, care îmi spune: în urmă cu un an, în urma autopalpării, am descoperit un nodul, dar nu m-am prezentat la medic și m-am dus de-abia acum, când lucrurile sunt puțin avansate. Și mă gândeam că mergem pe mai multe paliere. Neglijarea sau ignorarea unui posibil cancer mamar, femei care nu se duc de frica diagnosticului. Dacă am cancer, de obicei așa spun, dacă am cancer nu pot să-i fac față, mai degrabă este să nu o aflu. Mă gândesc că principalul motiv sunt și simptomele poate înșelătoare, uneori banale, dar și femei care nu se prezintă la medic pentru că spun că nu li se poate întâmpla așa ceva. Nu am nevoie de o mamografie, nimeni din familia mea nu a avut cancer de sân. Dacă nu am cancer până astăzi, la 70 de ani, nu am cum să-l fac, sunt prea în vârstă. Sunt scenarii și moduri de gândire pe care nu cred că ar trebui să le condamn într-un fel și nu văd de ce ar fi blamabile. Da, putem să gândim și în felul acesta. Ok, trebuie să ne asumăm și consecințele modului acesta de a gândi, atâta tot, dar nu poate fi cineva obligat să facă nimic. Treaba noastră ca doctori și alături, noi suntem doar o parte, să spunem, a echipei. Dumneavoastră vorbiți de Fundația Renaștere, dar sunt o mulțime de alte ONG-uri sau societăți, sau nu știu cum să le numesc, care de fapt și de drept au ca scop o informare corectă și o educare în spirit medical și în spirit sanitar a celor tineri sau a celor mai vârstnici. Și asta de fapt ar trebui să fie ceea ce trebuie noi să spunem. Da, e ok, puteți să gândiți în felul acesta, nu e nimic greșit, dar există și moduri mai bune de a privi problema. Într-adevăr, știu și firesc să-ți fie teamă de un diagnostic care sună rău. Cancer e un cuvânt care sună rău. Dar asta nu înseamnă o condamnare la moarte. Nici vorbă. E posibil, într-adevăr, să sune un diagnostic rău, dar un tratament să sune foarte bine. Și o vindecare să sune și mai bine. Da, e foarte probabil că după 70 de ani riscul de a mai face un cancer nu e cel mai mare. Și totuși, pe măsură ce îmbătrânim, se adună din ce în ce mai multe defecte în celulele noastre. Și surprinzător, dar vârsta e principalul factor de risc pentru apariția oricărui tip de cancer. Cu cât înaintăm o vârstă, cu atât riscul e mai mare, el nu scade. Da, e posibil să nu am absolut nimic, să nu se lege nicio boală de mine, dar totuși n-ar fi bine să verific. Știți că avem întrebări și era și întrebarea mea: dacă să-i comunicăm pacientului diagnosticul de cancer sau să nu îl comunicăm? Știți că, de fapt, legislația din România spune destul de clar că pacientul are dreptul să-și aleagă dacă vrea sau nu să știe ceva despre boala lui, indiferent de boală. Și atunci prima întrebare este: ce ați vrea să știți despre boala dumneavoastră? Evident, nu decurge discuția aceasta foarte lin sau foarte, foarte clar, dar îți dai seama, pe măsură ce discuți cu un pacient, cam ce anume și-ar dori să afle. Informațiile trebuie comunicate într-un fel sau altul. Pot să nu fie comunicate pe un ton agresiv, pot să fie comunicate lăsând întotdeauna și ceea ce am spus la început, speranța sau partea optimistă, rezolvarea. Pentru că există rezolvări, chiar imperfecte, dar există. Pe de altă parte, dacă nu dorește să afle, e dreptul fiecăruia dintre noi de a alege ce vrem să știm sau nu.
Multe dintre pacientele descoperite ajung și la domnul doctor Dragoș Median și mă gândesc că aveți două centre în București, dar și centre mobile cu care mergeți în țară, acele... Așa este. În 2003, acele unități medicale mobile? În 2003 am deschis primul centru medical al Fundației Renașterea, care a avut o componentă eminamente socială. Acest centru s-a închis din cauza perioadei de pandemie. Funcționăm cu centru medical de excelență din București, unde efectuăm atât investigații de senologie cât și pe parte ginecologică. Și exact cum ați menționat, cele două unități mobile ale fundației, pionierii în, cabinetele medicale mobile din țara noastră, din 2007 sunt în România aduse de noi și am făcut zeci de mii de investigații pentru pacientele din întreaga țară. Da, lucrăm și cu paciente diagnosticate, avem o asociație de paciente pe care o ajutăm să dezvolte programe și una dintre învingătoarele noastre până în iarna acestui an, Daniela Drig a fost și pacienta domnului doctor. Am avut un moment foarte emoționant la ultimul eveniment pe care l-am organizat și l-am avut pe domnul doctor invitat, dedicat acestei doamne care astăzi e lumină numai printre noi. Dar vom avea un moment dedicat celor care au pierdut lupta și la cursa noastră Race for the Cure din 11 iunie. E parte din rețeta tradițională și internațională a acestui eveniment. Să ne gândim și la doamnele care nu mai sunt, iar cele care sunt vor fi alături de noi, îmbrăcate în tricou roz, să le putem sărbători așa cum se cuvine. Sunt semne, domnule doctor, în cancerele ginecologice în general, dacă am putea așa să generalizăm? Sau este un ucigaș tăcut, cancerul care evoluează asimptomatic ani de zile? Depinde, depinde. Haideți să le luăm puțin pe rând. Pentru cancerul de sân pot să existe semne și ați menționat autopalparea. E cel mai simplu lucru care poate fi făcut. Apariția unei modificări la nivelul sânului, că e evidențiată prin... pur și simplu prin inspecție, se cheamă, uitându-te, sau prin palpare, sunt semne. Se modifică aspectul sânului, se poate modifica pielea, pot apărea niște retracții ale tegumentului, pot să apară modificări de culoare, mamelonul poate să se retragă la rândul lui, sau pur și simplu apar un nodul. Sunt niște semne extrem de simple. Vorbesc de stadiile incipiente de boală, nu când modificările sunt majore. Pentru cancerul de col uterin, la fel, pot să apară sângerări, dar deja asta arată un stadiu ceva mai avansat de boală. Și în primul caz al cancerului de sân și în al doilea caz al cancerului de col uterin, există metode de screening. Screening înseamnă depistare precoce. Screening înseamnă depistare precoce în masă, dar există metode de depistare în stadii incipiente, vindecabile. Pentru celelalte tipuri de cancer, pentru cancerul de ovar, de exemplu, diagnosticul e mai greu de stabilit sau pentru că semnele sunt înșelătoare. Simptomatologia e mai degrabă una care te duce în direcția unei boli digestive. Și adeseori parcursul este pe la gastroenterolog și ulterior la ginecolog, pentru că așa se manifestă cancerul acesta. Și asta se vede nu doar în România, asta se vede peste tot în lume, unde cancerele de ovar sunt diagnosticate preponderent în stadii avansate. Deci, indiferent de câtă cunoaștere sau tehnologie avea la dispoziție, nu poți bate natura. În fine, pentru cancerul de endometru, iarăși lucrurile sunt cumva la mijloc, în sensul că nu există niște semne specifice. O sângerare care apare după instalarea menopauzei ar trebui însă să atragă atenția. E unul dintre semne. Dar, repet, toate aceste semne sunt pentru boli diagnosticate în stadii incipiente. Bine, ideal este să nu există, dar dacă este să fie diagnosticată, atunci e cel mai bine să fie diagnosticată, pentru că ai șanse maxime de a obține vindecare. Haideți să vedem spotul de anul acesta, Race for the Cure, și ne întoarcem în direct în studio. Pe
pe 11 iunie, vino la Stadionul Național Arcul de Triunf cu familia, colegii și prietenii alături de Fundația Renașterea la cursa caritabilă Race for the Cure România. Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția printr-o plimbare sau alergare roz. Vă așteptăm în număr cât mai mare! Înscrie-te pe fundațiarenașterea.ro. O înscriere înseamnă o testare gratuită pentru o femeie vulnerabilă. Ne-am întors în platou. Ce rezultate aveți din anii anteriori cu Race for the Cure? Anul campion al nostru în România a fost 2019, când am avut peste 4.000 de participanți la cursă. Anul trecut a fost primul an după perioada de pandemie, când am reluat cursa fizică din București. Și am avut 2.730 de participanți care s-au transformat în teste medicale gratuite pentru femeile vulnerabile. Ne-am dorit tare mult ca anul acesta să fim cât mai mulți, indiferent că vom alerga la cursa din București. Avem echipă din Satu Mare care participă de 3 ani de zile, ne susține și primește kiturile și ne trimite poze. Și ne-am dorit ca anul acesta multe orașe din țară și din străinătate să aducă România pe primul loc în rândul celor 32 de țări care organizează în Europa Race for the Cure. Am înțeles și voiam să vă întreb și de acest proiect Screen pentru cancerul de col uterin și tratament precoce. Mi-ați mai spus, finanțat prin Fondul Social European, Programul Operațional Capital UMA, până în noiembrie 2023. I-ați spus că nu reședință de județ, dar mai exact unde mergeți până în noiembrie 2023? Acesta este un proiect unde Fundația Renaștere este partener. Este coordonat de Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului, Maternitatea Polizu din București. Femeile din cele 7 județe ale regiunii Sud-Muntenia pot să meargă la centrele medicale afiliate care se regăsesc pe pagina de web a Fundației Renașterea și pe pagina Fundației Renașterea de Facebook. Pot să urmărească și traseul unităților mobile, dar sunt și peste 30 de centre medicale afiliate din cele 7 județe unde se fac teste Papa Nicolau și teste HPV. Nu și mamografii. Mamografii, nu în regiunea Sud-Muntenia. Sperăm că de anul viitor, din luna ianuarie, vor intra toate regiunile să aibă astfel de investigații de screening. O să vă întreb de tratament, pentru că odată diagnosticat am văzut foarte mulți pacienți care nu prea știu încotro să o apuce și foarte mulți poate nici nu știu că ar trebui să se adreseze unui oncolog. Aveam și o întrebare de la Maria. Am fost diagnosticată cu cancer de sân, mi s-au recomandat 6 luni de chimioterapie, apoi în funcție de analize, desigur, intervenția chirurgicală. Probabil voi face din nou chimio sau radioterapie, dar apoi fac 6 ani de terapie hormonală. Îmi puteți spune în ce ar consta terapia hormonală, de ce este necesară, sunt riscuri și care ar fi efectele adverse? O să răspund la prima parte a întrebării întâi. Ce ar trebui să fac un pacient? Evident, acum în momentul în care e diagnosticat, înseamnă că are un rezultat histopatologic. Majoritatea centrelor care oferă rezultate histopatologice lucrează în echipă. O echipă din care face parte și un oncolog sau mai mult și un chirurg sau mai mult, iar instituțiile medicale din ce în ce mai mult, nu știu dacă chiar toate, dar probabil că aproape toate, au ceea ce se cheamă comisie multidisciplinară. Adică o echipă din care fac parte toți cei care sunt implicați în tratarea pacienților cu cancer, indiferent de tipul de cancer. E vorba de chirurgi, e vorba de oncologi, e vorba de radioterapeuți, e vorba de specific, gastroenterologi pentru cancerele digestive, ginecologi pentru cele ginecologice, geneticieni, cum avem noi la spital, de exemplu, sau specialiști în medicină reproductivă, pentru că sunt femei tinere care vor să aibă copii după povestea aceasta. Echipa este cea care propune un plan, care propune un tratament, care propune etapele de tratament. Evident, pacientul este informat, este cerută și părerea pacientului, nu se poate face nimic cu forța, așa cum am spus și anterior, și primește, să spunem, un gen de foaie de parcurs. Acestea sunt etapele pe care le propunem. Cât durează fiecare dintre ele și în ce constă. Acum o să revin și la întrebarea pusă de doamna Maria. Hormonoterapia e unul dintre cele mai interesante tratamente pentru că e un tratament țintit.
În oncologie, ca de altfel în viață, avem nevoie de ținte. Iar în oncologie avem nevoie să putem să țintim cât mai exact celulele bolnave. De aceea căutăm diversi markeri. Receptorii hormonali sunt unul dintre cei mai importanți markeri din oncologie pentru cancerul de sân. Sunt niște ținte foarte bune care pot fi lovite. Iar hormonoterapia este un tratament care se adresează celor care exprimă acest receptor. Astfel încât e un tratament țintit, un tratament cu efecte secundare puține, pentru că se duce doar pe anumite celule, și un tratament care are și o eficiență crescută din același motiv. Și sunt și efecte adverse, m-a întrebat doamna Maria? Întotdeauna sunt efecte adverse. Întotdeauna există efecte adverse. Nu pot să spun că nu ar fi. Depinde de la persoană la persoană, depinde de tipul de hormonoterapie, depinde de foarte multe lucruri. De aceea e necesară discuția aceasta și ați pomenit dumneavoastră de comunicare. De aceea e importantă comunicarea între echipa medicală și pacient. Toate lucrurile acestea sunt explicate sau ar trebui să fie explicate pacientului, riscurile asumându-și-le sau neasumându-și-le. Evident, lucrurile nu sunt bătute în cuie, întotdeauna se pot face ajustări. Ideal însă este să rămână în ceea ce numim standarde de tratament. Vă întreb de proiectul Vieți Împletite Brave Cut, care presupune oferirea de peruci pacientelor aflate în tratament oncologic, pentru că ne întreabă Georgiana dacă poate dona păr natural și unde o poate face la Fundația Renașterea sau Fundația Renașterea se ocupă de așa ceva. Da, din 2015 am lansat acest proiect care a avut un efect incredibil. Cred că e proiectul cu numărul cel mai mare de voluntari ai Fundației Renaștere. Avem peste 25.000 de donatori din țară și din străinătate, din peste 30 de țări. Am primit codițe de minim 20 de centimetri pe care le prelucrăm aici în țară la o fabrică cu care am parteneriat și producem peruși din păr natural atât de necesare pentru femeile și pentru copiii care trec prin acest diagnostic pentru a-și recăpăta încrederea și feminitatea și puterea de a lupta. La sediul nostru pot fi trimise în București. Foarte puțin mai avem din această prima parte. Voiam să vă întreb de sarcina după chimioterapie. Am spus că vorbim foarte pe scurt despre acest subiect. Sarcina după chimioterapie este posibilă. De aceea, dacă vorbim de pacienți, nu doar femei și bărbați, tineri, întotdeauna trebuie să ne punem problema ca înainte de începerea unui tratament sistemic, chimioterapic, să vedem în ce măsură putem să prezervăm această posibilitate. De aceea, pacientelor noastre le recomandăm să-și facă prezervare de ovocite. Uneori poate să aibă loc sarcina, uneori nu, dar ceea ce pot să vă spun din experiența pacienților, de-a lungul timpului am avut mai multe paciente care au făcut chimioterapie fiind însărcinate sau pur și simplu după chimioterapie au rămas însărcinate și în urmă cu 2 săptămâni la inițiativa uneia dintre pacientele noastre am organizat un panou pe care punem fotografiile copiilor ai căror mame au făcut chimioterapie. Foarte frumos, da. Campanii de informare, desigur, aveți foarte multe, dar mă întreb și de această linie telefonică gratuită, oricine poate suna la această linie telefonică, mă gândesc că sunt foarte mulți diagnosticați cu cancer singuri. Poți suna la această linie telefonică? Această linie telefonică a fost înființată de mult atunci când erau cabinele telefonice și practic puteau să apeleze oamenii, nu exista telefonia mobilă și apelau de la cabinele telefonice în mod gratuit. În timp, eficiența s-a redus, noi primind foarte multe telefoane la centrul nostru medical, unde au certitudinea că nu vorbesc cu niște operatori, ci cu asistenți medicali sau cu persoane din recepție care întreabă medicii. Așadar, în acest moment, linia telefonică gratuită a fost sistată, majoritatea populației din România, deținând telefoane mobile în acest moment, ne pot contacta pe numărul nostru de la Centrul Medical Renașterea. O concluzie a emisiunii noastre din această seară, prevenție, tratament, diagnostic în cancerele ginecologice? Poate mai mult decât o concluzie, mai multe concluzii. Prevenția atunci când este posibilă merită a fi făcută. Momentan,
prevenția cea mai clară este pentru cancerul de col uterin și prevenția se face prin vaccinare. Și recomandarea călduroasă este de a vă vaccina fetițele. Bine, a crescut vârsta de vaccinare, într-adevăr, și asta e un lucru foarte bun. Și de asemenea, sper că în curând, prin Programul Național de Vaccinare, să fie vaccinați și băieții. Pentru că e foarte important și acest lucru. Al doilea, detecția precoce a unui cancer, da, este posibil. Pentru foarte multe tipuri de cancer e posibilă detecția precoce. Și atunci un consult medical, că vorbim acum despre mamografii, despre consulturi ginecologice cu teste Papa Nicolau sau testare HPV, sau că vorbim despre alte tipuri de consulturi medicale pentru alte tipuri de cancere, ele sunt importante a fi făcute. Și recomandarea, iarăși, a doua recomandare călduroasă e de a merge la medic. Uneori pentru a te asigura că ești bine. În fine, al treilea mesaj, în cazul nefericit în care este diagnosticat un cancer, există soluții. Și asta trebuie să spunem. Există soluții, cele mai multe dintre ele disponibile și în România, nu toate, dar stăm destul de bine, poate chiar ceva mai bine decât multe dintre țările europene. Suntem oricum peste medie din punctul acesta de vedere și în ceea ce privește posibilitățile de diagnostic și terapeutic. Și rămân la mesajul meu optimist, există întotdeauna o rezolvare. Sunt importante și testele genetice, pentru că ne scrie și Maria, revine cu un mesaj și spune că în urma testelor genetice s-a schimbat foarte mult și tratamentul. Da, sunt foarte importante testele genetice. Într-o oareșcare măsură, pentru pacienții din București, ele sunt decontate printr-un program al primăriei. Pentru pacienții din restul țării, mai puțin decontate. Există o parte dintre teste decontate de companiile pharma. Da, sunt importante și vor deveni din ce în ce mai importante în selectarea tratamentului. Și ne întreabă Luminița dacă acele scoruri BI-RADS sunt importante. Scorul BI-RADS este modul simplu de a spune cum e mamografia. BI-RADS 0 înseamnă că nu știm cum este, trebuie completată cu alte investigații. BI-RADS 1 e bine, BI-RADS 2 e bine. BI-RADS 3 ridică niște suspiciuni și trebuie repetată după un anumit interval de timp. BI-RADS 4, 5 sau 6 înseamnă de fapt un risc mare, except în 6. 4 sau 5 înseamnă un risc mare de a avea un cancer și atunci trebuie o confirmare, asta înseamnă o biopsie. 6 deja este un diagnostic stabilit și doar făcută mamografia pentru stadializare, să zicem. Și un mesaj din partea dumneavoastră să vă promovați evenimentul din 11 iunie de la București. Așa este, domnul doctor a concluzionat foarte bine. Prevenție, consult medical periodic și tratamentul personalizat. Viața și sănătatea este cel mai frumos dar pe care îl avem și eu vă invit să o sărbătorim împreună. Acesta este tricoul cursei de anul acesta. Mă bucur să vi-l ofer și sper să-l purtați pe 11 iunie și vă aștept la cursă, alături de susținătorii Fundației Renașterea, membrele bordului, doamna Mihaela Joană și doamnele din bord, domnul doctor, asemenea, vă așteptăm pe 11 iunie la București și pe dumneavoastră, cei din diaspora sau din celelalte orașe ale țării, vă rugăm să ne susținem, să ne fiți alături, ca să trimitem unitatea mobilă în cât mai multe zone fără posibilitate de testare. Doamna Cătălina Negară, domnule doctor Dragoș Median, vă mulțumesc pentru prezența la Un Doctor pentru dumneavoastră și desigur cu drag vă mai așteptăm aici. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Revenim după ce urmărim pe doctor Miruna Grecea cu alimentația în cancer, la fel prezentă la Stop Cancer 2023 și revenim în direct în platou la Un Doctor pentru dumneavoastră. Alimentația în cancer, dar și ultimele studii de profil apărute pentru diverse forme ale acestei afecțiuni au fost teme abordate anul acesta la simpozionul Stop Cancer de medicul Miruna Grecea, care s-a întors de curând în România. Am vorbit despre cancerul mamar incipient, de ultimele studii apărute, după două congrese mari, St. Gallen, care este la nivel european, și San Antonio din America. Ce a apărut nou sunt molecule noi care cresc rata de răspuns, patologii complet, dar și identificarea subtipurilor de paciente care ar răspunde la unele tratamente pentru a le ajuta nu să le aducem toxicitate în linii mari. Un lucru interesant
interesant, poate un pic mai laic, ar fi faptul că noaptea există o șansă mai mare de metastazare, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să nu dormim, ci sunt studii legate foarte mult de cronobiologie. Recomandările din ghiduri spun de o alimentație echilibrată, spun de un somn în funcție de vârstă, bineînțeles cu vârsta scade acest somn, timpul, tot așa ritmul circadian, să încercăm să fim mai puțin stresați, dar în zile pe care le trăim e destul de complicat, și după aceea screening-ul mamar, începe de la vârsta de 50 de ani, mamografie, ecografie, atenție la pacientele care au o încărcătură familială importantă, genetică, nu numai femei, dar și bărbați, nu numai de cancer de sân, vorbesc de cancer colorectal, cancer de prostată, sunt lucruri importante, oamenii trebuie să fie atenți. A circulat foarte mult ideea de a avea un regim alimentar complet fără glucoză. Și celulele normale au nevoie de glucoză. Dacă privăm corpul de glucoză, atunci și cele naturale nu vor susține tratamentul chimioterapic. Regimul bazat strict, deci paleo, keto. Să știți că au apărut câteva studii care au arătat că crește foarte mult colesterolul. Deci, pe de altă parte, poate ne vindecăm de cancerul mamar, pe de altă parte facem boli cardiovasculare. Deci, cumva trebuie să fim foarte atenți. Cred că o dietă echilibrată, bazată foarte mult pe fibre vegetale, ar fi ideal. Carnea roșie. Mulți spun, nu se consumă carne roșie. Nu există studii pertinente pentru așa ceva. Alimentația trebuie să fie echilibrată, într-adevăr, nu ca noi românii care mâncăm carne în fiecare zi, carne recomandată de 2-3 ori pe săptămână, carnea roșie nu este contraindicată absolut deloc. În cancerul colorectal, vitamina D, aspirina sunt factori care ar scădea apariția cancerului colorectal. Bineînțeles, nu vorbesc de supradoze, ci în mod constant. Am revenit în direct la un doctor pentru dumneavoastră. Partea a doua a emisiunii noastre, afecțiunile autoimune și inflamatorii pot afecta sănătatea. Este în direct cu noi din Statele Unite ale Americii dr. Diana Gârniță, medic reumatolog și medicină internă, profesor voluntar în programul de reumatologie Universitatea de Medicină din Cincinnati. Bună seara și bine ați venit la un doctor pentru dumneavoastră. Bună seara, mă simt onorată să mă aflu aici. Vă mulțumim și noi, vă spunem același lucru. Știu că dumneavoastră colaborați cu Fundația Renașterea și mai știu că oferiți consultații pacienților români pe un site cu informații în limba română. Aveți și un site cu informații în limba română. Este adevărat, sunt colaborator și mă simt onorată să fac parte din echipa Fundației Renașterea. Consider că acțiunile pe care le fac de promovare a prevenției sunt extrem de importante, atât în România cât și în întreaga lume. Ca și medic reumatolog pot oferi consultații de second opinion pacienților din România și de multe ori fac educație pe un canal de YouTube în care există și subtitrare în limba română în ceea ce privește bolile autoimune și impactul lor asupra sănătății. Da, despre asta aș vrea să ne spuneți exact temele noastre, o vulnerabilitate, ne spuneați, în fața bolilor autoimune în perioada de menopauză și faptul că bolile autoimune și inflamatorii cresc incidența cancerelor datorită acestei inflamații necontrolate. Vă las pe dumneavoastră. Este adevărat, din păcate, în perioada perimenopauzală, datorită schimbărilor hormonale pe care le întâlnesc toate femeile ajunse la această vârstă, se produc o grămadă de schimbări în organismul nostru care pot genera boli autoimune. Și mă refer aici la boli precum poliartrita reumatoidă sau polimialgia reumatică sau dermatomiozita. Sunt boli care pot apărea în această perioadă a vieții. Este extrem de important să mergem la medic, să cerem părerea lor, mai ales atunci când vezi că există anumite schimbări pe care fiecare dintre noi le percepe în momentul în care apare o boală. Nu este bine să le ignorăm, este bine să încercăm să aflăm de ce ne simțim diferit față de cum ne-am simțit în anii precedenți.
Și așa cum vă spuneam, femeile la această vârstă sunt de asemenea predispuse sau sunt de asemenea vulnerabile în a dezvolta diverse cancere sau diverse tumori care pot de asemenea afecta sănătatea. De asemenea, trebuie să știți că bolile autoimune și inflamația necontrolată crește acest risc de cancer și de aceea este importantă prevenția. Da, spuneați chiar de anumite boli autoimune care pot apărea ca și sindrome de însoțire a unor cancere nedetectate. Este adevărat, o să vă dau două exemple. Polimiargia reumatică poate apărea ca un sindrom, noi îl numim paraneoplazic sau sindrom de însoțire al unor cancere care sunt încă nedetectate, sau o altă boală care are o incidență crescută de asociere cu bolile autoimune, se numește dermatomiozită. Este o boală care afectează atât pielea, dar și mușchii, creează inflamație în piele, creează inflamație în mușchi și această boală este cunoscută ca fiind frecvent asociată cu cancere de ovar sau cancere de colon sau cancer mamar și chiar cancere pulmonare. Aproximativ 20% din pacienții cu dermatomiozită dezvoltă aceste tipuri de cancere în următorii 3 până la 5 ani după diagnosticul de dermatomiozită. De aceea este extrem de important pentru această categorie de pacienți să fie la curent cu toate screeningurile pentru cancerele apropiate vârstei, cancerele care pot fi detectate la vârsta respectivă. Aș vrea să vă referiți de ce ne spuneați și de rolul medicinei integrative în a trata pacientul și nu doar boala, și mă refer și la alimentație, exerciții, managementul stresului, ca parte din tratamentul unui bolnav. Desigur, eu sunt un mare avocat al integrării managementului de stres, al integrării alimentației sănătoase și, așa cum spunea interlocutoarea pe care ați avut-o înaintea mea, alimentația joacă un rol absolut critic în abordarea oricărei afecțiuni, dar mai ales când vine vorba de bolile autoimune. O să vă vorbesc puțin despre alimentație în general și puteți găsi foarte multe informații pe canalul meu de YouTube sau pe website-ul meu unde mereu public câte un blog. Și o să vă vorbesc despre faptul că alimentația care cuprinde cât mai multe alimente neprocesate, alimentația care cuprinde cât mai multe fibre de natură vegetală, alimentația care cuprinde ulei de măsline, nuci, este extrem de valoroasă în abordarea pacientului care are boli autoimune. Este extrem de important să înțelegem că orice mâncare procesată vine cu un risc și de aceea este important ca pacienții să găsească timp și să-și crească interesul pentru a-și pregăti singuri ceea ce mănâncă. Ce am învățat eu de-a lungul anilor este că pacientul este un întreg. Nu poți să tratezi numai un organ și să te aștepți că totul va fi bine. Probabil ca și mulți medici din România și din toată lumea, atunci când am început medicina, am fost extrem de concentrată pentru a trata pacientul la nivel de moleculă și sunt extrem de recunoscătoare pentru toate aceste tratamente care, la nivel de moleculă, pot să schimbe traiectoria unui bolnav cu boală autoimună și mă refer aici la poliartrita reumatoidă. Dar aceste tratamente rezolvă problema în aproximativ 60% din cazuri. Restul simptomelor sunt de altă natură, nu neapărat legate de boala
pe care vrei să o tratezi. Și de aceea este important să integrezi alimentația, să integrezi managementul stresului și să îi explici pacientului de ce este important să rămână activ și e important să abordeze boala ca pe un întreg și nu să se uite numai la tratament ca o rezolvare a problemei respective. O Și foarte. concluzie și un mesaj Da. de final pentru românii de pretutindeni, doamna doctor? Sigur, aș vrea ca românii de pretutindeni să înțeleagă că doctorii sunt aici ca să-i ajute și rolul lor este extrem de important în a preveni diverse boli. Este extrem de important ceea ce mâncăm în fiecare zi, cum ne comportăm în fiecare zi, cât dormim în fiecare zi, cât exercițiu facem și cum manageriem stresul. Vă mulțumesc foarte mult. Sper la un moment dat să ajungeți în platou aici la un doctor pentru dumneavoastră. Sunteți un foarte bun invitat. Vă mulțumesc foarte mult. Și eu vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Vă mulțumesc foarte mult. Rămâneți alături de TVR Internațional.